Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, l-a chemat în biroul său astăzi pe social-democratul Cristian Toader Pasi, după ce a ascultat declarațiile sale la Gorj TV. Pasi a explicat că trebuie să facă ordine în lista de prieteni pentru că sunt foarte mulți colegi care l-au dezamăgit. Florin Cârciumaru a declarat că Pasi încă nu i-a dezvăluit pe cine este supărat, însă va rămâne o voce importantă în cadrul organizației social-democrate. Văzând la televizor o știre aseară, l-am invitat de dimineață să port o discuție pe cele declarate de dânsul. Nu se pune problema, ca oricare dintre noi mai avem și momente de supărare. Nu mi-a spus cine l-a supărat din cadrul partidului, dar eu am încredere că domnul Pasti va fi în continuare om de bază în cadrul organizației PSD Gorj și că știe și că are capacitatea de a trece peste momente și mai neplăcute din activitatea noastră. Cristian Toader Pasi a declarat la Radio Târgu Jiu că a devenit ținta unor atacuri care nu sunt deloc întâmplătoare tocmai în această perioadă dinainte alegerilor, astfel că se gândește să facă ordine în jurul său. Am avut bun simț, am vrut să fac ca lucrurile să meargă bine, dar până la vârsta asta nu am avut un element fundamental de care dumneavoastră ați amintit un cuvânt cheie la începutul emisiunii, înțelepciune. Deci eu nu am avut înțelepciunea de a spune nu niciodată. Nu am avut înțelepciunea să dau la o parte din jurul meu acei indivizi care au profitat de bunătatea mea și au încercat să-mi facă rău în mai multe situații. Și atunci, analizând, la un moment dat m-am oprit și am început să analizez ce se întâmplă cu viața mea, ce vreau... Lumea, stai să văd ce se întâmplă în jurul meu, cam așa. Da, deci am stat un pic, pentru că mie mi s-a părut că nu sunt întâmplătoare atacurile din ultima perioadă la adresa mea. Adică, am fost pus în tot felul de funcții pe care eu nu le-am negociat, nu le-am discutat, nu le-am cerut. Asta nu ar fi fost o problemă dacă nu veneau în spatele acestor, să zic așa, minciuni, cu jigniri, cu tot felul de atacuri, cu tot felul de articole denigratoare la adresa mea. Tot la Radio Târgu Jiu, Pasti a anunțat că va intra în competiție pentru un post în conducerea Partidului Social Democrat Gorj. A exclus din start bătălia pentru cea mai importantă funcție. S-au temut probabil că o să intru într-o anumită competiție, eu nu fac lucruri de astea, sunt într-o echipă, dacă echipa consideră că mi-am făcut datoria și că pot să îi ajut, îmi oferă ceva, dar pe mine nu mă veți vedea niciodată ducându-mă și să-mi sap colegii sau să încerc să obțin posturi pe la spate, prin București, prin Găși, prin... Nu, niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Voi candida la o funcție de conducere în partid. Dacă voi reuși să obțin voturile necesare, adică să conving membrii de partid că sunt capabili de o funcție, voi încerca ca prin funcția aceea să lămurim oamenii care ne conduc că trebuie să schimbăm felul în care facem politică. Tot în toamnă vor fi organizate alegeri și pentru funcția de președinte executiv ocupată până în decembrie anul trecut de Ion Călinoiu.